Bolivia cu Canarii. Împrietenește-te cu adolescentul din casa ta. Simona te ajută. V-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Colivia cu Canari. Alături de mine este Roxana Covaci, consilier psihologic și trainer. Sunt atât de spus despre relația părinte-copil că vorbeam cu Roxana în pauză și ne hotăram totuși să ghidăm discuția pe o anumită direcție, în așa fel încât să reușim să vă transmitem cât mai mult despre un anumit subiect. Și săptămâna trecută mă întâlneam fără să vreau cu o situație, nu-mi stă în caracter să trag cu urechea la anumite discuții, dar atunci când vine vorba de copii, nu știu cum să face că îmi ajung la urechi tot felul de vorbe. Stăteam și beam un ceai într-o cafenea și lângă mine erau două doamne, domnișoare, doamne de fapt, care discutau. Una dintre ele a întrebat: ei, cum ești, ți-ai revenit? Da, sigur că da, mi-am revenit și am luat o decizie. Ce decizie? Am decis să fac un copil. Cealaltă îi spune: păi, și soțul tău ce părere are? Păi, nu i-am spus încă, dar sunt sigură că îl voi convinge să fac un copil, pentru că dacă voi avea un copil, voi avea un scop în viață, am destul timp să-l cresc, îi voi duce la grădiniță, va sta tot timpul cu mine, îi voi lua în concediu, atunci cu siguranță o să pot să-mi umplu timpul. Eu am rămas șocată. În momentul ăla mi s-au închis urechile, poate dacă ascultam până la final, concluzia discuției era alta, dar în momentul respectiv mi-am pus întrebarea: oare de ce facem un copil? Ca să ne umplem timpul? Ca să avem un scop în viață? Ca să depindem de cineva sau să avem acea mulțumire că, da, domnule, uite, am crescut un copil, gata, mi-am luat o grijă? Roxana, te întreb pe tine, e o discuție obișnuită? Refuz să cred că e o discuție obișnuită, cred că e un caz extrem, dar m-a afectat în momentul respectiv. Simona, din păcate nu este atât de rar cât ai vrea tu să fie. Pentru că un copil înseamnă confirmarea noastră ca adulți. Înseamnă că am ajuns la un nivel de dezvoltare în care ne putem permite să facem un copil și este o mare realizare. Dar ceea ce vrei tu să scoți în evidență este, de fapt, această substituire de scopuri. Adică persoana respectivă avea o anumită carență în asumarea propriei persoane și a propriei dezvoltări și pune problema nașterii copilului ca un fel de instrument de ajutor în dezvoltarea sa. Pe când copiii nu sunt ai noștri, copiii sunt ai vieții. Deci apare sau nu apare un copil, fiecare trebuie să-și vadă de propria lui dezvoltare personală. Și un astfel de copil care ajunge sau apare pentru a umple un gol, are un destin foarte încărcat. Uite, chiar notăm pe foile astea idei ce s-ar putea discuta în emisiune și una din idei este vorba de copilul parentalizat. Copilul parentalizat înseamnă copilul părintele părinților săi, pentru că îi se dă o sarcină foarte grea. Uite, tu ești în centru, toate se fac pentru tine, toate resursele care le avem îți sunt subordonate, eu îți sunt subordonat, spune părintele, da? Și acest copil primește o datorie mult prea mare, care îl sufocă la un moment dat și nu-l lasă, de fapt, să-ți găsească propriul lui drum, pentru că el începe să se simtă vinovat și dator. Deci, de multe ori, că eu lucrez și cu adulți, în paralel, fiind la spitalul de copii, lucram și în privat și cu persoane adulte, și majoritatea clienților mei sunt tineri între 20 și 30 de ani, chiar care au venit pentru acea trecere de la copil la adult. Și de multe ori apare chestia asta. Să înțeleg că ei nu au făcut încă acea trecere. Da, da, da. Și e un moment de trecere pe care, dacă îl face eficient, atunci
Poate nu-l simți. Da. Intri pe bune, pe ușa din față, în spațiu de adult. Dar vreau să spun că acești tineri au transmis de foarte multe ori informația asta. Mă simt vinovat față de părinții mei. Ei au făcut atâtea pentru mine. Eu nu pot acum să mă duc pe drumul meu pentru că sunt dator. Trebuie să fac eu pentru ei. Și asta se cheamă psihologic destin inversat. Și treaba poate să devină foarte, foarte gravă. Deci nici nu știu dacă, adică am fost impresionată de moartea unei cântărețe și s-a făcut mare tamtam în jurul ei și când am citit despre viața ei, mi-am dat seama că toată viața a fost un copil parentalizat și la un moment dat i-au secat energiile. Am înțeles. E și pentru mine așa o informație pe care o acumulez acum de la tine, știi, așa vine spre mine multă informație și totuși încerc să scot mai multă de la tine și să te întreb, am înțeles că mare parte din vină, poate chiar toată, nu știu, nu vreau să exagerez, revine părinților, a modului în care au oferit, neștiind că de fapt nu fac un favor copilului lor. Ce am putea să le spunem unor astfel de părinți? Dar nu te lasăm răspuns înainte de a le spune ascultătorilor noștri că dacă vor, pot să sune la numărul de telefon 0256-494-815, să intre în legătură cu Oxana și să spună părerea lor despre cum sunt copiilor, ce părere au despre ce spunem noi aici. Dacă vreți, numărul de telefon vă stă la dispoziție până la ora 12 și acum am să o las pe Oxana să-mi răspunde la întrebare. Suntem vinovați dacă oferim totul? Suntem vinovați dacă oferim mai mult decât are nevoie copilul. Bun răspuns! Cât are nevoie copilul? De ce-ți spun? Pentru că eu lucrez cu mulți copii. Sunt copii care au mai mult decât le trebuie. Sunt copii care nu au atât, dar toți sunt, cum să spun, sunt uniți de aceeași situație. Părinții lor petrec foarte puțin timp cu ei și atunci oare compensează prin faptul că le dau și le transmit un anumit mesaj copiilor părinții aceștia? Că sunt sigură că niciun părinte nu vrea să facă rău. Dar ce dau? Da. Gândindu-mă de unde să încep, de fapt, subiectul ăsta, pentru că la fiecare vârstă, manifestarea acestei dependențe sau a excesului emoțional pe care îl dă părintele se manifestă altfel. Și atunci eu aș prefera să cobor la vârstă mică, pentru că cei mici spun întotdeauna adevărul. Chiar în cartea pe care am scris-o, de multe ori folosesc exemple de copii pentru a explica procese psihologice, pentru că copilul este în contact cu sinele. Și să apelez la un exemplu foarte, foarte simplu, am gândit la niște copii de un an și ceva, sunt copiii unor prietene, foste cliente de ale mele, și am fost în casă la ei și am văzut modul în care li se dau jucăriile. Dacă este o grămadă mare de jucării, foarte multe jucării, copilul este confuz. Nu știe ce să aleagă. M-am dus în altă casă, era un alt copil care avea doar câteva jucării la îndemână. Era un coș și cu mai multe acolo, dacă vroia să apeleze la ele, dar jucăriile lui preferate erau cele cu care el putea să facă ceva. Și atunci avea nevoie de foarte puțină. E paradoxul acela al alegerii. Nu știu ce am și aia, așa. Ce să fac? Așa. Și atunci, spuneai, de părinții care stau destul de puțin timp cu copiii. Aici, de fapt, intervine un element subiectiv, pentru că nu atât contează cât stai cu el, ci care este calitatea relației în momentul în care tu stai cu el. Pentru că eu bănuiesc că un părinte care se simte vinovat că nu stă suficient de mult cu copilul este un părinte bun. Este un părinte pe care îl interesează, de fapt, copilul respectiv și atunci i-a organizat condițiile necesare traiului. Dacă a plecat la servici, are o bonă, o bunică, cineva în care are încredere și stă cu copilul. Dar vreau să punctez aici. Este vorba, de fapt, de o problemă emoțională. Acest sentiment de vinovăție face mai mult rău decât bine.
Chiar recent am avut o ședință cu EFT, tehnicile astea psihoenergetice pe care eu le practic. O fostă clientă avea acest sentiment și i-am spus, vii aici. Copilul începuse să aibă anumite gesturi autoagresive, nu foarte mari, dar ea imediat m-a sunat, Oxana, de ce își dă cu mâna în cap? Pentru că tu trebuie să vii la o ședință să lucrăm pe vinovăția pe care o simți în raport cu copilul. Mesaje transmise involuntar, să înțeleg că sunt acestea. Mesaje transmise involuntar. Pentru că dacă un părinte se simte vinovat că nu a dat destul, nu poate compensa material. Categoric nu se poate compensa. Deci copilul nu știe care este valoarea unui obiect. Mă întreba o mămică, ei au suficienți bani și i-am spus că trebuie să pună limite la copil și să nu-i mai ia toate jucăriile care vrea el. Și ea imediat a întrebat. Știi, am fost în vacanță și am cumpărat o mașinuță de 300 de euro. Și am zis, nici pe mine, nici pe copil nu-l interesează că a fost de 300 de euro. Dacă v-a făcut plăcere, foarte bine, cumpărați-o. Dar data viitoare, când vrea o mașină de 10 lei, îi pui limită ca să știe că există o rânduială. Deci nu se poate compensa material ceea ce nu-i dai relațional. Dar dacă te simți vinovat, copilul te simte slab și în momentul deja ai picat de pe rolul de părinte. Deci prima dată trebuie să te ocupi de tine. Ia să-mi elimin eu infantilismele mele, vinovăția, fricile mele și să te gândești, sunt un părinte bun. Cred că m-ai spus astăzi, nu? Părinții sunt buni așa cum sunt. Pentru că sunt unici. Și șeful copilului este părintele. Deci, indiferent, chiar și copiii care sunt crescuți de bunici, la nivelul de formare al supraeului, supraeul este acea parte a psihicului care răspunde de reguli. Ce e bine, ce nu e bine. De supraeul, copilul și-l formează în raport cu părintele, nu în raport cu bunicii. Apropo de spus direct și clar, șeful copilului este părintele, pentru că există și așa acea divergență între bunici și părinți, cine ia decizia, cine spune mai bine, una spune bunica, una spune mama, copilul este un pic confuzionat. Cred că aici între bunici și părinți ar trebui să se stabilească niște reguli în așa fel încât copilul să știe clar, mama este cea care hotărăște, bunica o ajută sau... Da, 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 și să știți că copilul știe. Dacă vrei, pot să-ți dau un exemplu. Foarte clar, o fetiță de 10 ani care spunea, mama este șeful. Da, era o divergență între mama și bunica. Bunica vroia să-și impună punct de vedere și spunea, mama este șeful, dar bătrânii știu multe. Și după aceea iarăși sărea într-un picior și spunea, dar eu nu trebuie să ascult pe bunica pentru că eu pe mama trebuie să ascult. Și ajunsese să nu asculte pe niciuna. Da, 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 aici e important să știm să păstrăm acest echilibru. Așa, și tu spuneai părinții dependenți de copii. Asta am vrut să revin puțin la acest subiect. Copiii sunt mici, e clar că și noi depindem de ei și ei de noi pentru că au nevoie de apropiere fizică, de informații, dar ce facem când mai cresc? Și noi tot vrem să fim acolo cu ei, să-i acaparăm cu ceea ce... să avem justificări. Unde ești? Ce faci? Ai mâncat? N-ai mâncat? Și copilul are deja 10, 12, 14, 16 ani și așa mai departe. Este problema noastră ca părinți, nu e problema lor, dar... Da, și în problema asta eu văd așa două aspecte care sunt importante, pe care se structurează această dependență de copil. Hai să definim ce ar putea să fie această dependență. Deci este o preocupare excesivă. Deci să îi dai mai multă atenție decât trebuie să îi dai, să te arăți îngrijorat, să tot cauți soluții, să-l invadezi efectiv, emoțional. Primul aspect din care poate să derive o astfel de atitudine este faptul că copiii sunt obiectele noastre de afecțiune. Un copil face o stimulare energetică extraordinară. Când vreau să ies din depresie, mă duc în parcul de lângă mine la ora când ies copiii la joacă. E suficient să te uiți la ei, că te ridică. Pur și simplu te pun pe treabă. Și exemplul pe care tu îl dădeai, ce au vorbit cele două doamne, adică doamna respectivă își căuta treaba ei. Oare ce treabă ar fi putut ea să facă cel mai bine și să fie cel mai util și să fie recompensată, să fie mulțumită de sine? Bun,
până la un punct e bine asta. Dar dacă exagerăm și în acest sens, în sensul că nu mai avem alte satisfacții decât copiii, atunci iar supraîncorcăm copilul și îl băgăm în acel rol de copil parentalizat. Copilul care trebuie să se ocupe de distracția părintelui. Devine o distracție a părintelui. De multe ori am întâlnit în practica mea astfel de cazuri, pentru că părinții care au apelat la ajutorul meu sunt de obicei niște părinți buni. Cei din familii cu adevărat cu probleme nu prea ajung la psiholog. Poate nu conștientizează că au nevoie. Nu conștientizează. Pe când ăștia alți care sunt preocupați, interesați de copii, atunci vin să se verifice. Stai puțin, ia să văd ce fac, cum fac. Așa. Ăsta este unul din aspecte în care putem să supra-solicităm afectiv copilul. Un al doilea aspect prin care involuntar și inconștient ajungem să-l supra-solicităm din punct de vedere emoțional este faptul că și fără să vrem transmitem nevrozele noastre. În momentul comunicării transmitem voluntar cam 10-7%, hai, confirmă, ești specialist în comunicare, restul transmitem involuntar. Și atunci, odată ce ai spus o chestie, ai o reacție, ai transmis tot. De aceea, atunci când lucrez cu copiii și cu părinții, lucrez pe acest aspect de conștientizare a rolului de părinte. Adică, hai să vedem, chiar ești pe treaba ta? Pentru că odată ce apare copilul, părintele trece printr-un proces de identificare, își aduce aminte cum a fost el ca și copil. Chiar săptămâna trecută am lucrat cu o doamnă și fetița lor de 8 ani dormea cu ei în pat. Și am spus, nu se poate, interzis la vârsta asta. Și am spune, știi, de fapt, eu am vrut să doarmă cu noi în pat, pentru că eu, atunci când am fost mică, am vrut să dorm cu părinții și nu mi-au dat voie. Și aici este, de fapt, o reacție infantilă. Adică, această mamă vrea să-și umple golurile din propria copilărie prin propriul copil. Chiar și acest proces, până la un punct, este normal și natural. Copilul preia, de fapt, din zestrea familiei, din karma familiei și după aceea va dezvolta această zestre pe linia lui. Dar, la un moment dat, poate să fie în exces. Adică, copilul totuși trebuie să fie lăsat de la început să caute drumul său și ajutat în această căutare, ca el să-și găsească drumul său, inclusiv emoțional, mental și așa mai departe. Copilul are nevoie de coordonarea noastră, de coordonarea părinților, dar treaba trebuie să fie realizată așa, cu înțelepciune. Nimeni n-a spus, cu bună măsură. Categoric, nimeni n-a spus niciodată că meseria de părinte e foarte ușoară, din contră, e foarte grea. Ce am observat eu de la părinții, ei vor rețete. Până la ce vârstă trebuie să doarmă cu mine? Până când trebuie să-i leg și returile? E normal să-i fac ghiozdanul în clasa a treia? Nu mi se pare niște, nu mi se pare niște atitudini benefice pentru dezvoltarea copilului. Dar o să revenim cu mai multe detalii despre ce înseamnă să nu fii dependent de copilul tău și să îi dai suficientă libertate în a se dezvolta așa cum trebuie. După o scurtă pauză muzicală, alături de mine este Oxana Covaci, consilier psihologic și trainer specializat pe relația cu copiii. După 19 ani de lucru cu copiii, e clar că are ce să spună.